Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Așadar, ministrul educației Sorin Câmpeanu a demisionat, după cum a ținut să precizeze, din proprie inițiativă. Dar în contextul unor foarte solide acuzații de plagiat împotriva lui, după cum știe de fapt toată lumea, jurnalista Emilia Șercan a identificat deci un caz de plagiat flagrant la domnul Câmpeanu, un curs universitar din 2006 în care fostul ministru ar fi inclus sau a inclus capitole întregi, scrise de fapt de alți profesori. 13 capitole, la drept vorbind. Inițial, domnul Câmpeanu a spus că acuzațiile de plagiat ar fi fost, citez, o încercare de a bloca legile educației. Dar iată că aseară, după o discuție cu premierul Nicolae Ciucă, și-a anunțat plecarea. Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu e la telefon. Bună dimineața! Bună dimineața, domnule Petreanu! Ce credeți că l-o fi determinat pe Sorin Câmpeanu să demisioneze totuși? Adică, după cum ați remarcat și dumneavoastră ieri în judecata de joi, el trăiește cu hoția și minciuna asta de 16 ani, deja. Da. Cred că este vorba de un act de autoritate al prim-ministrului nostru, domnul Ciucă. Cred că domnul Ciucă i-a spus așa domnului Câmpeanu în discuția lungă pe care au avut-o ieri, după amiază. Dom'le, eu, în guvernul ăsta, eu sunt plagiator șef. Și te bași, dumneata, să-mi iei locul? Și în loc să ia locul, a luat viteză domnul Câmpeanu. Asta s-a întâmplat, este extrem de simplu. Domnul acesta Câmpeanu nu ar fi plecat din funcție nici cu miliția. Era extrem de hotărât, după cum spuneam, și în textul de ieri de la Europa FM, este o șulfă trecută prin toate ciururile și dârmoanele în materie de plagiat. E un nesimțit cu sânge rece, cum iarăși spuneam. Sunteți în zona insultei. Sunteți în zona, sunteți în zona insultei și probabil că... Mă rog. Păi nu, eu citez, eram în zona insultei, că citez din ce am spus ieri. Da. Bun. Tot la Europa FM. Așa. Deci, domnul acesta, în 2014, a dat o ordonanță, zisă ordonanța amnistierii plagiatorilor, care funcționa ca în cazul proiectului de lege al lui Mitralieră, Rădulescu Mitralieră, dacă vă mai aduceți aminte, de la PSD, în privința evazioniștilor fiscali. Dacă faci evaziune fiscală și furi și nu te prinde, e minunat. Asta e, dacă te prinde, atunci dai bani înapoi și ea revine. Da? Așa și domnul acesta Câmpeanu în 2014 spunea, dom'le, dacă te prinde cu plagiatul, poți să renunți la teza de doctorat și nu mai ai nicio treabă. Asta în plin scandal Ponta. Apoi domnia sa a mai făcut și în cazul domnului Oprea un astfel de serviciu. Domnul Gabriel Oprea, dacă vi-l mai amintiți. Sigur că da. Așa, generalul acuzat Izmană. De plagiat în doctor. Vă rog? Generalul Izmană. A, așa. Sau o preaminte mică, cum mi se spunea inițial la PSD. Deci acesta a fost acuzat de plagiat în 2015 și a fost scos nufărul de către Comisia de Etică a Ministerului Învățământului, condusă de domnul acesta, de Câmpeanu. După aceea a venit CNAD cu totuși și a stabilit indubitabil că individul plagiase masiv. De asemenea, poate nu trebuie să uităm, președinția României i-a acordat domnule acesta Câmpeanu în 2019 Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler. Asta, ce vă spune asta? Adică noi am remarcat o anumită inerție a președintelui Klaus Iohannis, dar de fapt, acum da, să nu e vorba de mult mai mult decât atât.
E promovarea lui Sorin Câmpeanu din partea de către președinție. Domnul Câmpeanu s-a ocupat de implementarea proiectului marelui, singurului și cam confuzului proiect România Educată al președintelui Iohannis. De ce această complicitate a președintelui Iohannis? Nu e prima. Mai are atâtea persoane dubioase cu care a complicitat domnul Iohannis. Domnul Iohannis se folosește cu cinism în anumite momente de diversi inși sulfuroși, după care, dacă constată că ar putea să-i fie afectată lui imaginea domnului profesor Iohannis, Iohannis este profesor, și se uită la ce face domnul acesta profesor Câmpeanu de ani de zile. Dar la ce să-i fi folosit? Că spuneți că se folosește de anumite personaje sulfuroase. Cum e acesta, domnul Câmpeanu? La ce să-i fi folosit? Păi să dea jos guvernul Orban. Atunci când când a votat ăsta, cum îl cheamă, Câmpeanu, nu să dea jos, să treacă în, nu mai țin exact cine era, în orice caz a dat jos un guvern atunci și a trecut la liberali de la Ponta. De la Ponta a trecut de la partidul ăla lui Ponta a trecut la liberali. Ăsta a fost prețul dării jos a guvernului. Votul domnului Câmpeanu și a fost făcut imediat după aceea ministru al învățământului. Bun, revenind foarte la... Foarte simplu. Da. Revenind la întâlnirea pe care a avut-o, din câte știm, cu prim-ministrul Nicolae Ciucă. Mă întreb, adică ce exemplu de el colegilor din cabinetul Ciucă? Acolo era într-o companie foarte bună în guvernul Ciucă. Ministrul transporturilor Sorin Grindeanu nu poate produce o carte pe care pretinde că a scris-o. Ministrul de interne Lucian Bode și a secretizat... Știți, domnule, iertați-mă o clipă, domnule Petreanu. Aș vrea să-l văd pe domnul Grindeanu pronunțând ce zice că scrie în cartea aia la care el l-a contribuit. E de matematică, nu? Așa spune. Păi nu, vă spun eu că ce scrie acolo este integrală lebesguie. Lebesguie. Okay. Aș vrea să-l văd doar pronunțând acest nume. Poate știe să le rezolve. Nu... Dar mi-te să știe despre ce e vorba în materie de astfel de integrale. Da. Deci Grindeanu nu poate produce cartea, Bode și-a secretizat lucrarea, teza de doctorat, exact când... Normal, e ministrul de interne. Da, i se ceruse deci să o publice și taman când treia să o publice, pac, și-a secretizat-o, Nicolae Ciucă are o teză de doctorat care include, e demonstrat, conținut plagiat în cel puțin o treime din conținut. Adică ce să facă ei acum dacă domnul Câmpeanu a demisionat sub acuzații care, de fapt, le sunt aduse și lor? Nimic. Stau liniștiți. Păi, ce vă imaginați? De unde dubla măsură? Adică, iată, domnul Câmpeanu a fost onorabil, și-a asumat acuzațiile, a fost prins, a plecat. Mai avem ce obțin alte trei cazuri. Domnul Câmpeanu nu face parte din hardcore-ul liberal. El este o venitură de la Ponta. În vreme ce Alde, Ciucă, Bode, ăștia sunt oameni grei, lipiți de conducerea partidului, oamenii lui Iohannis, de aceea nu, la ei nu se aplică plagiatul ăsta, la ei este preluare creatoare. Domnul Popescu, mai am o întrebare. Cred că ați văzut ieri. A fost da, o... mai am și eu da, să vă spun ceva, dar vă rog întrebarea mea. Am văzut ieri o anchetă a publicației Școala Nouă, care arată că dintre cei 24 de miniștri educației din ultimele 3 decenii, 7 au fost suspectați, acuzați cu probe serioase de plagiat. 7 din 24 miniștri ai educației. Cum vi se pare această proporție și această situație? Proporția aceasta este semnificativă pentru calitatea umană și profesională a întregii clase politice din România. Nu e vorba numai de ministrii educației, dar tocmai pentru că e vorba de ministrii educației și de plagiat, acest procent arată clar cam cum este clasa politică din România. Domnule Petreanu, acest INS
și-a dat, și-a dat demisia. A fost ejaculat, cum spunea Vanghelie, din funcția de ministru, de către șeful său într-un plagiat, care s-a simțit atacat, domnul Ciucă, dar rămâne în funcția de, cum și cu mândrie, ne-a profesor, de rector și de senator. Uh-huh. Adică rămâne profesor, să duce să le vorbească uh-huh. studenților. Dar cum poți să sancționezi un student sau un elev prins copiind, în condițiile în care rectorul, decanul, profesorul, ministrul educației este prins copiind și e nevoie de un scandal național ca să-l faci să plece? De ce să nu poți? Păi de ce să nu? Păi dacă faci profesorul, de ce să nu fac și eu, ar zice un elev sau un student? Da, sigur că da, și așa și face. Și aceasta este cauza. De ce este plină, deci, scena publică în politică, în administrație, în ce vreți dumneavoastră, în armată, de ce este plină scena publică de impostori? Pentru că acești oameni au la cine să se uite în perioada lor de formare. Învață de la inși. Perioada de formare a impostorului. Ce concept? Exact, da. Cursuri de formare a impostorului. Da. Da. Au de la cine să învețe cum să facă. Uite, domnule, cum se face ca să ajungi prim-ministru, ca să ajungi ministrul educației. Așa se face. Și de aici personajele. Am înțeles. Dar acești inși, gen Câmpeanu, mai au, sau Ciucă, mai au ceva foarte puternic care le permite să se ducă fără să clipească și să le vorbească elevilor, studenților, oamenilor, nu știu, copiilor lor, dacă iau, să le vorbească datorită unui mecanism de auto-închipuire formidabil, care mă fascinează. Am mai și discutat cu astfel de inși. Dom'le, oamenii ăștia se operează pur și simplu estetic la conștiință. Ei ajung, sincer, acum ăsta, Câmpeanu, sincer, spune, dom'le, eu sunt o victimă. Eu care am vrut să revoluționez educația și de-aia am fost dat afară. Eu care am venit în funcția asta, nu că n-aveam ce face. Deci își construiesc o imagine despre, se mint cu o eficiență extraordinară, ajung să creadă. Ei înșiși toate astea. Câmpeanu asta crede în clipa de față. Da. Bine. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția în deșteptarea. A fost în direct la Europa FM gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.